Bună ziua! Sunt Cristina Popa, expert resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Lecția de astăzi se numește Construcțiile impersonale. Materialul se adresează elevilor de clasa 8 -a la disciplina Limba și Literatura Română. Există cuvinte cu funcția sintactică de subiect în enunțurile de mai jos? Fetița citește o carte. Cine citește o carte? Fetița. Subiect. Elevii se îndreaptă spre școală cu bucurie. Cine se îndreaptă spre școală? Elevii. Subiect. Să observăm enunțurile. Plouă, ninge, fulgeră, tună. Se noptează, se înserează, fulguiește, burnițează. Avem subiect în enunțurile următoare? Nu. Nu există o persoană care să facă această acțiune dar în enunțurile următoare avem subiect îmi place literatura ce îmi place literatura subiect este bine a lucra în echipă ce este bine a lucra subiect da în aceste enunțuri avem subiect dar acesta nu denumește o persoană așadar construcțiile impersonale sunt organizate în jurul unor verbe care au în comun trăsătura absenței unui subiect sau a absenței unui subiect care denumește o persoană Atenție! Există verbe și construcții verbale care sunt întotdeauna impersonale și verbe și construcții verbale care devin impersonale în funcție de context. Prima categorie. Verbe și construcții verbale întotdeauna impersonale, fără subiect. Amic. Când exprimă fenomene ale naturii. Plouă, ninge, tună, burnițează, fulgeră, fulguiește, se înserează, se noptează, se întunecă. Traduceți plouă în limba engleză și comparați construcțiile. It's raining. În exemplul, mama tună și fulgeră de supărare, care credeți că este valoarea lui tună sau a lui fulgeră? În acest context, tună și fulgeră sunt folosite cu valoare expresivă și devin verbe personale, iar mama este subiect. Bemic. Când referirea la o persoană se face printr-un complement direct, mă doare într-o parte. Pe cine? Pe mine mă. Ne avantajează această decizie a profesoarei. Ne. Mă ustură în gât. M. Când referirea la o persoană se face printr-un complement indirect, îmi pasă de oamenii din jur. Cui? Îmi. Îi pare bine de reușita în afacerea fratelui său. Îi. Ce mic când se referă la denumirea unei persoane. Mă cheamă George. A se chema. Mă numesc Violeta. A se numi. Rămânem tot la prima categorie, de data aceasta cu subiect. Amic, când apare în construcție verbul copulativ a fi urmat de un adverb. Este bine a spune adevărul. Este neplăcut a primire proșul. Este rău a-ți minți părinții. Este bine a lucra în echipă. Este bine, este neplăcut, este rău. În acest caz, subiectul este plasat după construcție și se exprimă prin forme verbale nepersonale, a spune, a primi, a minți, a lucra. B mic. Când verbul predicativ a fi este însoțit de verbe care denumesc stări fiziologice sau sufletești. Mie foame, mie lene, mie dor, mie rasete. Foame, lene, dor, sete fiind subiecte. Sau are sens existențial? Este noapte, era întuneric, este gheață. Noapte întuneric, gheață, subiecte. Ce mic! Când verbele permit subiect nonuman. Îmi place literatura. Îi trebuie o mașină nouă. A plăcea? A trebui. Literatura, o mașină, subiecte. Cea de a doua categorie, verbe și construcții verbale care devin impersonale în anumite contexte. Amic, prin adăugarea cliticului reflexiv se, unui verb dintr-o construcție activă. El aleargă în parc. Devine se aleargă în parc. Bemic, prin adăugarea cliticului reflexiv se, unui verb dintr-o construcție activă. El știe lecția la istorie. Devine se știe lecția la istorie. Se obține astfel o construcție impersonală reflexiv-pasivă. Ce mic, prin folosirea verbului auxiliar a fi din construcțiile pasive. El știe teorema la matematică. Știe. Devine. Este știută teorema la matematică. Este știută. Vă propun să exersați singuri. Transformă construcțiile personale în construcții impersonale, ca în modelul de mai jos. El ascultă teatru radiofonic. Se ascultă teatru radiofonic. Elevii învață poezia. Profesorul rezolvă problema la tablă. Vă urez succes!